Bun găsit! Astăzi vom pregăti brânză de vaci dulce, o pregătim în casă. Avem nevoie de 2 litri de lapte, eu prefer cel ecologic. 2 pahare de iaurt fără lactoză și iaurtul și laptele este fără lactoză. Așa. Zeama de la o lămâie. Pregătim, eu am aici o cratiță din piatră. O să punem la încălzit laptele. Dăm drumul la aragaz și lăsăm să fiarbă. În timp ce laptele nostru l-am pus la fiert, o să stoarcem lămâia. Eu am și răzuit-o, deoarece o să am nevoie de coajă de portocală, de lămâie. Câți dintre noi nu dorim să mâncăm brânză proaspătă de vaci? De multe ori nu ajungem la piață sau chiar dacă o cumpărăm din piață ne întrebăm dacă o fi proaspătă sau nu. Cel mai bine o pregătim noi acasă. Important este că laptele să fie biologic. În felul ăsta o să ne iasă o brânză foarte, foarte bună. Am pregătit sucul de la o lămâie. Pentru strecurat eu am pregătit un recipient anume pentru strecurat brânza din plastic cu găurele și o să punem într-o strecurătoare într-un vas de sticlă. În momentul când laptele deja a format spuma și începe să fiarbă, închidem aragazul și adăugăm iaurtul. Amestecăm ușor. Punem și celălalt pahar de iaurt. Amestecăm ușor. Deja începe să schimbe culoare, devine gălbuie. Și adăugăm și zeamă de lămâie. Eu am pregătit 40 de mililitri de zeamă de lămâie, însă o să vedem cât o să ne trebuiască. Dacă îl punem pe tot sau nu. O să-l punem pe tot. Deci, deja a început să schimbe culoarea. A devenit zero de culoare gălbuie spre verzui. Așa o să lăsăm 10 minute, că el se formează brânza și după aia o să punem la strecurat. Ia uitați ce frumos s-a format brânza noastră. De acum o să o punem la scurs. Mulți se întreabă probabil dacă zerul îl aruncăm. Eu nu-l arunc. Eu o să-l folosesc la frământat plăcinte. Pentru că aluatul devine mult mai pufos decât cu lapte. Ia uitați ce frumos s-a ales brânza. Foarte, foarte bine. Zerul se mai poate folosi și la acrit ciorbe, de exemplu de zarzavat cu cartofi. În loc de borș, putem acrit cu zer. Este foarte sănătos. Zero conține toate vitaminele din complexul B. Se poate consuma și ca atare. Un pahar, maxim 2 pe zi. Este bun și pentru a întări sistemul imunitar.
pentru a topi grăsimile. Are și un efect depurativ, nu trebuie exagerat. Să bem zeer foarte mult. Stopează și dezvoltarea tumorilor canceroase. Reduce și colesterolul, cine are probleme. Deci și zeerul se poate consuma. Din zeer se poate face și ricotta, cum se spune în italiană, sau urda în românește. Însă eu îl folosesc pentru frământat, plăcinte, cozonac. Este foarte, foarte bun. Eu sunt Iuliana. Dacă v-a plăcut rețeta mea, modul de a pregăti brânza dulce de vaci în casă, vă rog să-mi dați un like pe canalul meu de YouTube, să vă abonați. Precizez că abonamentul este gratuit și vă mai aștept și la următoarele rețete. Vă doresc toate cele bune! Menționez că din cei 2 litri de lapte, 300 de ml de iaurt natural, au ieșit în jur de 400-410 grame de brânză dulce. Aici avem și zeerul care îl folosim. Deci brânza menționez că este dulce, nu este acră din cauza lămâiei. Deci este o brânză foarte bună, o poate consuma și copiii, și adulții și bătrânii. Este o brânză foarte, foarte bună.